economia. Iar și Maurice Verlon, primit un nou propos spirit în România, deși am prezentări toate în engleză. El a spus toate de avea în aia. Este un privilegiu și o favoare pentru mine să fiu cu voi. O voie vrea să te crezi că sunt mai netă, din sfamă. Și mulțumesc foarte mult președintelui de conferință și administrației și celor care m-au invitat. Și poate voi în nou prețin povestii astfel de administrații, care ne pot să nimeni dintre noi nu merită și nu suntem capabili să-i servim lui Dumnezeu. Nici od nas ne zaslužuje, nici smo sposobni da služimo Bogu. Și nu este puterea noastră, ci este numai Duhul. I to nije naša snaga, nego je snaga Gospodina. Înainte să încep, încă o dată, mulțumesc pentru primirea călduroasă, deși e cam călduroasă. Zahvaljujem na toplu dobrodošlici, iako je toplu. Și vreau să vă mulțumesc pentru găzduire, adică am mâncat aseară ca un împărat. Ei înseamnă că vă faci pe coge în hrani cu eu sau sinu și ca jobilă. Mâncarea și sala cu sunt schimbă, știți? La hrana, mi subul ca tu ești să nu știu. Ok, să începem subiectul. Da, dar tu și mă lași temul. Eu cred din toată inima că Iisus vine foarte curând. Ia, este un sens să vedem de Iisus. Brumă, brumă să doarăți. Cum călătoresc în jurul Pământului și văd ce se întâmplă în anumite țări, că nu avem timp acum să trecem prin detalii, dar semnele arată clar că Iisus vine. Ca să doctutul e în cir în Sfântul Vitei, dar nouă znakova ima doar o tome, ali mi ne mângem în Sfântul Vitei. Și este foarte ciudat, pe timpul bunicilor și părinților, toți discutau de revenire și toți ceau să mergem la munți, să fim gata, toți erau gata. Eu la și vremele noștri, roditele de baraca, idei că Sfântul Vitei, dar Hristos, Sfântul Vitei, de vedem un plamene, eu le-i gotul, sve kraj. În schimb, pe vremea noastră, că suntem foarte aproape, asta de că s-a mai adormit? Nimeni nu mai discută, de asta ca biserica a adormit. Nicu vișe au tome bună, ne vorbim ca unde țărpă zaspat. Exact când ar trebui să ne pregătim, exact acum am început să obosim cu așteptare. Să că ca bașa era de se spremă, vom mic ca o desmă să-i mală zăvoi. Spirul profetic spune că este interesul satanei să-ți fie biserica adormită, ca să nu fie conștient de evenimentele din lume. Duh, vreau să cașe, dar e namera sotul, ne întâlnit și încercul dacă o postul, dar nu, să ne pripremi să ne urmă doamnă. Și în tot ce facem noi, ești noi încercăm să ne pregătim, noi nu suntem capabili prin puterea omenească să ne schimbăm. Iacu, mi-e pușalamă de să ne spremimă, mi nismă o bucină să ne spremimă să ne pripremi. E numai Duhul Dumnezeu care poate să facă schimbarea. Seamă Duh Boșii Boșii de ucine tu probleme. Vreau să vă spun că creștinii adevărați. Iar ce-mi vreau că ajungă pravi creștini. Încă o dată, nu mă iau de faptul că... nu vreau să zic că e rău să mergi la biserică sau să ține în sabat. Ne spunem că e roșie să zic de rău. Mulți mă interpretează, o, ai spus Pavel Goia, că nu trebuie să mergi la biserică. E lege și poate să vei întâlnit ca și Pavel Goia, că nu trebuie să mergi la biserică. E bine să mergi la biserică. Dobro e de aici de mărțări, dar ceea ce vreau să spun este că tot ce facem noi, toate formele care le facem, n-au nicio valoare dacă nu avem o relație personală cu Dumnezeu. Am spus nici inimă, sve naše forme, când ne avem o nebe, nică trebuie să fim în atâta legătură cu Dumnezeu, încât trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Mi trebuie în tatăl vezi că putem să ne ținim hodăm, că putem să stau. Un creștinism de forme, Hristianțul fort nu are valoare. Ne-mă vreme. Nu se nici vreși nici în loc. Nici în hladă nu-mi vreau. Și Dumnezeu, vorbind de biserica din Laodicea, spune o stăsui din gura mea, dacă nu te pocăști. Ii bocaze, tăi, de aldechie, deci te istrună, te izrută, sfoare, ca să ne pocăști. Nu mai e timp de joc. Ne-mă vreme de zeiclu. Trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Trebuie să umblăm cu Dumnezeu. O umblare personală. Licină zainiță. Să depindem de Dumnezeu. Să zavisim-o de el. Mi-amintesc. Conduceam cu soția dinspre Tennessee, spre Wisconsin, de mult ani, nu? Să ce se cântă să-mi sunt cu comisă o auto, mi-chis, vede fie afremat la lina mă? Discutam cu ea de faptul că trebuie zilnic să umblăm cu Dumnezeu. E rătuare cu auto, de trebuie o spac tot nebă de putem o să gospă. În fiecare zi se pune la dispoziția lui Spirit, Doamne, folosește-mă azi. Spac o cătare de putem o nebă dispoziție, dacă așa mă gospăde, posluși se n-am dat. Dumnezeu știe, spune așa, știu planurile care am privire la tine. Gospodul Crașe, ea znam planurile cu ei imam să tobunda. Și nu se referă la planul de salvare. Și tu să ne odăsim la planul de spasire. Pentru că nu este singular. El tot nu e un ednin. Și acolo în ebraică este plural prezent. Deci e uiați cum tu e un plural, tu e un rojini prezent. Se referă
la fiecare plan din fiecare zi, astăzi, mâine. To se odnosi na svaki plan danas, svakoga dana. Hristos spune că în fiecare zi noi trebuie să ne punem planul nostru la picioarele lui Dumnezeu, la dispoziția lui. Iga pesetrali kaže da mi svakoga dana naše planove treba da stavimo njemu pred noge. Da bim dispuši da realizam da ele. I da budemo spremni i da ih napustimo. Čerem plan lui. I da tražimo njegove planove. Și spune în felul ăsta umblăm cu Dumnezeu. I na taj način mi idemo sa Gospodom. Să discutăm cu Sofia. Ja sam razgovarao bi se sa suprugom. Treba asta zimu. Hajde da to svakoga dana radimo. Conduceam din spre Tennessee, spre Wisconsin. I mi smo išli iz Tennessee ca Wisconsin. Și mă rog, Doamne, arată-mi planurile care le-ai cu mine astăzi. Ii, se mă rog, Gospode, pocaje-mi planul cu tine și ne-ați dans. Dumnezeu nu vorbește tot timpul așa cum vorbim noi. Gospode, vorbim de tabu ca o mișto vorbim. Dumnezeu vorbește numai când e ceva de spus. Gospode, samo caje, când ima nešto da caje. Noi vorbim și când e nimic de spus. A mi vorbim și când nemăm nișto vașo de spus. Așa politicieni, spunem de toate și nu spunem nimic. Ii, mi da vorbim acesto, caje, ma mnogo što sa nișto ne caje. Și conduceam, am condus o oră, două, trei, patru ore. Ii, mi s-a dat la sat, două, trei, četiri vozili. Trećam printr-o zonă. Prolet smo kroz jednu zonu. Sună telefon. I zvoni telefon. Prima uit, aoleu, un prieten de-al meu, da, e unul din care vorbește mai mult decât vorbesc eu. Ai cred că vorbesc eu telefon, au pe la noi prieteni cu dobări vișe nebui ea. Adică poate să vorbească că te omoară vorbind, adică vorbește până scad vechi. E, o am văzut, doctorul că cum o govori, dar mi-e uși ortă. Ultima dată când l-am vizitat, a vorbit până la 4 dimineața, îmi dormea și uite, uite, case, govori, înseamnă, tot ce ai stat pe unii, tu ia să vezi ca să vă auzi eu. Sofia zice, nu răspunde că dacă răspunzi, încă 6 ore aici înainte, pe tot drumul ești mai pe telefon până nu are bateria. Am mai zis că caje, nema de odgovori și să se iau și să trebuie să știi sate ce te trebuie din telefon. Și îmi zice, tu nu ești niciodată acasă, acum dacă se mănânc în mașină, nu răspunde, măcar... Nema de odgovori că îi trage mă stici cu ții. Ok, am închis telefonul. Am înseamnă, pare tu. Și m-am dat mai departe, Doamne, arată planul ăsta. Aia, în astăriu mă, mă, tu gospod de pucaje, zice, nu-i trebuie să nu-i trebuie. I onda se oni se vraćaju, znači im ideš ovdje, ma, tako ide na domu. A onda mi se upravo kaže, a možda je to od gospoda? A raspuda telefon. I onda sam ja odgovorio na to. Și prijatelj me ono se vas pomele, im zice... Neće da mu kaže mine njega? Vaka te pentru mine, da sunt într-un necaz. A on je kazao, moli se za mene, ja sam u teškoj nevoj. I in sekse de trei zile, tot timpul era o zăpadă foarte mare. Vejalo je tri dana, sneg, vrlo visok. Mașinile erau câteva în șanță, altele erau pe drum. Nekoliko automobila je bilo sklizu. Noi aveam un four-wheel drive, nu știu cum se zice, 4x4, poate roțile astea. A, mi s-a imori 4 buce, 4x4. Și mergeam, nu zic. I mi s-a uspeli că prolazim o șumă. Și prietenul meu zice, roade-te pentru mine. I, bă, prietenul, caze, molite să mergi. Care-i treaba, ce s-a întâmplat? A, caze, așa se poate. Și roade-te trebuie să mă duc în Cuba. A, caze, treaba de nimic. Mașina e stricată. I, mă, auto e pocare. Autobusul nu merge din cauza zăpezii. A, zbog snega, autobusul ne-i. Nimeni nu vrea să mă ducă pe zăpada asta. Nimic nu nece pe zona snega. Pe avionul. A, e dubi și avion. Și zic, măi, la ce ori trebuie să ajungi tu la aeroport? Ea a venit că mă duc urcat până găsnic neșa la aeroport. Îmi zice ora, mai erau vreo 3 ore, 4 ore. Avino ieși în 3-4 sate în tot tocă. Și zic, unde stai tu? A vezi din lisa. Mi-a zis orașul. Ai unde e cazul meu. Măi, eu acum intru în orașul ăsta. A, ca și ea bașa după mă urmă zimul tăi grea. Zice, păi tu nu ești în Wisconsin, ce cauți aici? Și eu și de ce trebuie să 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 a făcut evangelizare și așa mai departe. Uhati o avion, că acum îi tocase mai o parte de evangelizare. Ce ar fi fost dacă nu răspundea la telefon? Sta bidilo, dar nici să nu dovoriu la telefon. Credeți că mie n-a convenit să mă bat din drum, să mă duc la el, să mă duc la aeroport? Două, trei ore. Două, mei, odgovarilo, dar se ia, vin pe telefon, dar idem de neca. Trei ore în plus și apoi încă două ore până acasă. Eu ne iuși vreau să atac. Asta m-a costat 5 ore, pe zăpadă. Tome, costă la 5 sati, tu smegi. Dar ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Dar ești stați, dragi, hodă-ți să vă eu nu zic că eu umbli cu Dumnezeu, dar a trebuit să renunți la planurile mele. A, ea mi-a făcut să ne apoi și ceva, care se întreabă, dar să nu am văzut planul, e planul, e de nevoie planul să vedeți. Ne amintesc de un... mai de mult, în 2004. Eu da, în 2004, să ne de unul dintre membrii mei.
E vechi o doi verzi. Inginer, om foarte bogat. El a inventat programul de GPS care folosiți când puneți adresa pe telefon. Un e inventorul, ca să faci zis, să stai plan GPS. Tot globul folosește. Tot să actualizezi el la planetă. Și în sfârșit venea la biserică și îmi spune mie, zice, băi, nu merge cu acest spiritul, nu merge. Eu am nevoie să duci în casă, neajde, tot să fii pe Iisus. Și zic, adică, ce vrei să spui? Și zice, uite, eu sunt copil de pastor, am fost pastor, tatăl meu a fost misionar 30 de ani în India, am fost misionar 30 de ani în India, sabatul, duci în la biserică, cânt cumbaya, mănânc tofu, ihiedem tofu, dau zecina, mai în desen, sunt la adventismul. Ea sunt prave adventista. Zic, mai ești un fariseu? Ea, dar îți primă să fariseu. Și farisei pe cea asta. Eu nici nu sunt fariseu în genul. Spune mie, cum îl servești pe Dumnezeu astăzi? Ali, adică, pică-n capul tine, da, ce nu știu. Păi, mănânc sănătos. Păi, e de nu. Păi, tu mănânc sănătos pentru tine, nu pentru tine, ajută Dumnezeu să te sănătos. Păi, ești tot cine să seagă, ne poate să știne Domnul. Mănânc sănătos pentru tine. E de strabă. Păi, este de sabatul, pentru că este, dacă ții sabatul Dumnezeu, în ce e de sabatul? Omul ce? Ce bine, mă simt sobă, toată. Nici ești dacă o scace, dragoste, că te dăjești sobă. Ții sabatul pentru tine. Fii, dăjești sobă, tu spui. E pentru binele tău și poruncile sunt pentru binele tău. Zătoaie, Doamne, eu dăjești sabatul. Te protejează pe tine. Tu te știi. Cu ce servești pe Dumnezeu? Cine ții, slujești tu? Cu ce servești pe aproapele tău? Cine slujești tu? Pentru că Iisus spune, cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea și la toată restul care vine. Așa îți întreabă de bani și Bogă să aibă expect snare, expect snare, expect să te spune în dușă, să aibă în grijă că spune că o să aibă. Dumnezeu, trebuie să-L servești pe El și la aproapele. Cu ce servești? Cu ochi e pasă că slujești nemul și grijă. Ce mai mare cu ce servești, că aproapele meu e mai bogat decât mine. Că de mai blijni bogatii lumea. Zice, colegii mei, vecinii mei și colegii și vecinii sunt toți multimilionari. Moaie, colegii, prietenii sunt multimilionari. Și zice, ăștia care din biserică, ce poate să zic la un vecin să-i dea de mâncare? De la mine n-am pus să-i dau de mâncare, că îi trebuie. Moaie, asta mi-e dat niște strângă lucru. Dar el ăla, ți-o ai încă ușeva, dar de iadul ăla nimeni. Și am spus, moaie, că ușe, sute bogate. Ai rugat ca să Dumnezeu să arate care e planul cu vecinii tăi? A dar este să vreau să mă rog Bogu că te un cașe cu e plan, îți da te toate cum și. Spune-ți o oară așa. O oară să trebuie cașe. Nu fiecare poate să meargă într-o țară străină. Nes, din o com, așa, dar e de un ilustrat. Dar fiecare trebuie să fie misionar între vecini. Ali svakom može biti misionar u svojoj kućini. Dumnezeu te-a pus acolo și te va face responsabil pentru cei din jurul tău. Bog te, tu, pastorii cucine, te puteți tot cobora. Păi așa, sângele lor, Nicola Crân, se va cere din mâna ta. Ce bine trage de sfoia luche. Și eu să spun că tu ai știut și nu ne ești. Eu nici am ce tisi znao, a n-am ales chinec. De câte ori te interesezi de vecini? И колку пати ти се бринеш за комшија? Дека ти ја тероваш тоа дечи. Колку се молиш за нив? Дунезел ја вреше дечи, но тоа на првите руки ја вреше дечи. Се мопи и виша муи пред пи. Во воли тоа комшија со се дечи, но како што воли тебе и мора е за нив. Колку се тоа дечи не ми интереса за нив. А моја комшија не. За дечи ја мисери кога што ја види. Ништо. А кој ќе знае му тој воли ми се смее. Ce noi vecinii te iau și ei doar. Vecinii te iau și copii care sunt în droguri, e mai un problem. Vecinii te iau și ei depresie, e mai un om depresie. Vecinii te iau și ei, cum să spun eu, probleme în familie, e mai un probleme, un porodeții, dragi. Vecinii te iau nevoie de Iisus așa cum au nevoie vecinii. Ion, e mai un patru de zi și să-l caut tii. Problema nu e cu vecinii. Problemie să nu mai de tine, tu nu ești un adventist adevărat, tot om ești tine și pravi adventist. Biblia așa spune. Biblia o avocat. Când ucenicii credeau că nu mai e nimeni, Iisus spune exegeri și era cadă să ucenicii mi se zice, dar nu mai nicuga Iisus, i-a reco, jetva verica. Nu sunt lucrători. Nenaradnic. Iisus nu are o problemă cu secerișul, are o problemă cu lucrători. Iisus nu are o problemă să jetvom, e o problemă să radnicima. Poslanicima, dacă pot născași. Acolo zice că rugați-vă ca Domnul să trimită lucrători. Dar încălge în bolii de se gospodarul jete de un poșel e radnic. Nu zice rugați-vă ca Domnul să trimită oameni care trebuie mântuiți. Aia sunt destui. Ne, ne cașe de poșel e lunde cu ei trebuie să se spasă. Tiși, ima pună, nu e radnic. Și cuvântul folosit e ecbalo. Aia nu înseamnă să-i trimită. Ecbalo, ne zice, nu înseamnă să-i trimită. A, ne zice, sclatii. Și să-i arunce. Deci, da, ecbalo. Dar cuvântul ăla se folosește și când
scos demon din cineva. Atose, părinte, ta rece ca da treba de a izbați și demonii. Ca și Marti, rugați-mă ca Domnul să scoată demonii din lucrători, ca lucrătorii să se ducă să lucreze. Ca să vorbim pe tatăl să zice, da, Bog, o slomă de demon, arabnic, ce Domnul mă udă rade. Demonii care țin distracții, cu alte lucruri. Demonii cu ei cine, dar cu jivă, îi să o să nu-ți bani. Și am spus, băi, Dumnezeu nu are o problemă cu vecinii tăi, Dumnezeu are o problemă cu tine. Dacă Boston nu e o problemă, s-a apoi în orice mai mult obo. Deci, ce vrei să fac? Așa doar unde arată. Și am întrebat, cât e rugat pentru vecinii? Cât ți se mărează să ai conștient? Cât e rugat pentru vecinii? Colegul ți se mărează. În timpul ăla aveam o Kia Rio, dar nu Kia Rio cum e acum, acum e frumoasă, aveam o Kia Rio cum era atunci, junghi, adică durere. Eu o să le-am vedere că nu chiar tot vreme. N-am înțeles de... O Kia Rio, o mașină? O Kia... Dezastru. Ah, era la auto brunoloș. Adică... Mai rău decât Mr. Bean, adică... Ca un Mr. Bean, s-a încolo din mau... Era mucinită... De la esfart. Avea răul în flon. Când treceam prin apă, privea să vii picioare să-l măut. Trulă, doamne de vota, doamne vota, doamne vota, soția a lovit partea dreaptă când a intrat în garaj. Apoi așa cum ai udări la destul tranul. Soțul mi-a dat pentru un autobus și a lovit partea stângă. Apoi stați udări o autobus. Un prieten al meu ne-a invitat din Spania și când a dat cu spatele, a dat într-un camion și a lovit spatele. Era pe bagaj de intrat în urmă. Ai voi iar trebuie o face pe udări o nază de camion. Apărătoarea de la discul de frână era îndoită și atingea de disc. E, avea, e greu, o n-ai dobit prima lui disc. De rotor. Și când mergeam așa, ducea... Și nu vezi să-și gândi două, dacă o trebuie să vă pleci. Când mergeam la biserică dimineața, s-au zis... Și tot, aaa, am venit patru. E, să-i tu n-ai potom, când te doresc din patru. Și asta zice, din nou mă să vezi unde rog, deci că să-mi spui tu mie dacă ăștia interesează biserica. E, că se duce în tine să-i ajungi, da, lui mie, îți dai limba țărcula. M-am suit în Kia Rio. Ii asta mă fumez în Kia Rio cu Serpopel, aici. Am ajuns acolo lângă Chicago. Îi stic o locură Chicago. Foarte exclusiv, adică un chioș. La poartă era așa un chioș și înăuntru era un om, se uită pe geam la mine. Înăuntru e vila, iar avea un frotă și șoare cum ai plăsat. Zice, eu am un rom neighborhood, zice, tu ai ajuns într-un loc greșit. Ca genitii cu greșit, o de mie mai sunt despre. Și am zis, domnul, nu sunt într-un loc cum. Ne, domnul, să-mi dau testare. Se uită la mașină, ce cauze aici? Eu ne-am prea de voi auto, e ca să zic. Am vrut să-l distrez pe cutare. E ca jos. Poți să-l pe telefon, îl sună pe prestit. E un zonă în orice. Și aici un nebun într-o mașină, dezastru. Ca să unde el îl zice că te distrează pe tine. Unde el îl zice cu el, e un autocatastrofă, ca să nu știa de tăi. Pastorul meu, de după. A, măi, pastorul meu, ca să-l... Nu că a deschis poarta, intru, nu e. Ca fiu. Și aia am imaserat ce Mercedes, înțelegi? Automobil, cu ce o pereșa. Aia zic, auto în polacă. Ajung la prezbiterul meu, stigă să nu mă ustărește. Și te-a uitat, nu, pe jur? Ia, ca așa, îmi dai subtit. Ia, m-a uitat, da. Deci ăsta, dacă le vineți, invitați la aia, Dumnezeu, nu vine niciun. Ochii poți să ne vedem, dar nu vine niciun. Acu e posibil să trucea bine Biblie, dacă stai de rog, că e bine. Acolo îți nima războvară și îi puneți. Oamenii ăștia nu vorbesc cu un pot. Eu de om de cea prin vege sunt în războvară. Ne poți greu de emisori. Sunt foarte private, foarte închiși. Oni sunt urmă zac fără în echip. Și ce se va joc ăștia? Asta e anumită. Tu spui că eu sunt responsabil pentru vecini? Îi face de asta mult mai răză de tehnologie. Și nu am întrebat, băi, cât te-ai rugat pentru ei? Păi, ale capite, mă dobră, folgă să se tii molio de mie. Nu. Te-ai rugat pentru ei? Dar zice molio de mie? Da. Cât? Nu știu. Nezic, că înseamnă că nu te-ai rugat. Dar ce vreți să nici molio? Ba da, m-am rugat. Molio. Păi zic, spune-mi cât? Acolo? Nu știu. Nezic. Bă, dacă nu știu, nu te-ai rugat. Eee, acum ne-ai zis, unde te-ai nici molio. Să te-ai de ce? Dar aș trebui dacă e o viață. Dacă postești un minut? Acum postești și el în minut? Nu știu. Dacă postești o săptămână, îmi spun eu plecit că știu. Acum poate și un minut, ne-ai zis să post eu. Acum de zi, nu postești. Nu te postești așa. Dacă te rogi un minut, nu știu. Acum se moale și de un minut. Dacă te rogi, pe iudism, spun eu sigur că știi. Acum se moale, eu tine să-ți apăndă-ți. N-am de ce-ți dată de să-ți. Înseamnă că doar așa, ca să scap de conștiință, te rugă la tu. Doamne, te rog și pleci în nimeni ani. Dar bine, îți doi că o spun sară, că știu că ne pomoți mai încă și ama. Amin. Dar nu te-ai rugat ca Iacob, când s-a venit de Dumnezeu și ai nu te vorbesc. Ale să nici mă ca Iacob, că-i sunt poate de gospel de-i ca și nu te rugat de Doamne, scapă vecinii cu orice preț. Nici se mă lăi o gospel de-i spăvi mai cum și... Nu să plec de aici. Bine cu Atena, nici... Mai bine mie viața mea, că eu de aici nu mă mișc până nu scap vecinii. Doamne, voi și eu te-o dus bine cu
Nu m-am dat așa pe lucru. Iisus zice așa, n-am timp. Am nevoie de vânzător, nu mi-a post la business. I-a spus, ai timp de business? Imi-a spus timp de vânzător. Dar ai timp de vecin. Am chiar zis, și uiți pe ce zice la business. Și domnule, înapoi te separați de tine, Bog de asta. Trebuie să mai dacă în mărturii vor unul, că dacă Dumnezeu și-a luat mâna de peste noi, nu am nimic. Dacă însărgeți mă prân, vă înseamnă să crezi acum, Bog, uite, lăsăm un minut în lucrul ăsta. Satana mi-a distruge. Sfântul vine să uniște. Noi nu știm ce înseamnă aia, că suntem binecuvântați, noi nu înțelegem. Minezi la moștați, n-a ce vitii la toți oameni, tot mine ne răzumem. Și i-am zis, zic, tot ce ai tu e de la Dumnezeu. I-am dat mâncat și îți vezi tu inima și eu, Gospodă. Zic, fă stil, că dacă îi pui pe ei și lucrea Dumnezeu și toată Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu te va binecuvânta. Ei să fie, de-a prea fie, toată Dumnezeu, ca așa. Ca de prea un nici, de prea un meastru, e Bog ce te vreau spate. Zice, ok, o să mă rog pe tine. Aia e Bog și-ți dat cu noi. M-a sunat pe spre 2-3 luni. Poate să-mi dat mea să-ți lăiesc, ba. Deci, măi, de când mă rog, îi face, e, o de ce nu s-au schimbat? Molim, conștiințe, nici supra mea. Dar simt prezența lui Dumnezeu în familia mea. Alihia, o să zicem, Boge, Iisus, cu noi, doar. Copiii mei mă ascultă. Moi, atenția Dumnezeu. Înainte mă ascultă. Am Iisus, Iisus și-o răoaște. Cu soția mă înțeleg mai bine. Să supra cum se boie răzbunie. Îmi spune să o ai plăcii, datoria părinților în fiecare dimineață să ceară prezența lui Dumnezeu în familie. Să-i mai cază, că trebuie să facă că diutră, trage mă Boge, Iisus, cu una. Și zice, simt prezența lui Dumnezeu. Ia, o zice, Iisus, cu Boge. Și zice, mă bucur că mai simt să mă rog crește 30 de ani. Ia se arată și simt că niciodată nu m-am legat în fiecare dimineață așa de mult ca acum. 30 de godine să ia lui să-mi facă mă leu ca o sală. Și, în sfârșit, când am fost la el acasă, m-a servit la masă. Ii, că a zis că zic că cu ce om ne-ai ieri. A fost și eu, momentul cel mai bun. După scurt și eu, nu? Să vă n-ai bani în momentul. Sărea lui a pus, probabil că știți istoria, dar a pus mâncare grecească. E nevăzutul că e necă grăci cu hranul prin premiul. Frate, a avut musaca. Din nou era musacu cu murături. A, cu aha, s-a sorim turșie, mă, în cranul. Și cu ardei umpluți? Pune-ne, papi. Pune-ne, așa. Salată? Salată? A, a mâncat până mai putea să mâncă. Ia să mâncă. Bolică i-a venit să mă gădă ustele. Și i-a zis că tu îi deschide restaurantul. Ia, de la pică, mă, așa, la turi și aici restaurant. Care e bună, nu? Mă știa acolo, cu curat două hrani. E, mă sună, reștenită de câteva luni. N-a întâmplat să fie un rezolv. Și zice, m-a rugat ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune cum să lucrez cu vecinii. Imoli o să se face o spune tu, dar mi-e pomoc de dea zbuna ca tot era din sucena. Dumnezeu mi-a dat plan. Imocul i-a dat plan. Deci dacă îi invi pe ăștia la biserică, nu vine niciunul. Acă o e pozoare și să-l punești nimic. Dar dacă îi invi la masă, are ea cu pozoare și la ruciu. Ăștia se închină în cări. Oni Oni se clame în cărare. Ăștia conduc departe pentru un restaurant bun. Oni suspende, îi dau lego de-a voză de un dobro restaurant. Și sunt curioși, ori de câte ori apare un restaurant străin să-l încerci. I ca voce poate avea că noi strani restaurant nu ești suspendi de la posete. Și zice, o să-i la masă. I pozovi. Și am zis, ok, să mă invi și pe mine, când invi pe ei. Am zis că s-am pozovit mele pe din zonă. Este încă vreo câteva luni, mă sună. N-a contat de sete ori pe castine zonă. Și îmi zice, am văzut vecinul din duminică dimineață și curăța poșul. Ia să vedem, domnule, nu uite, mă, cum și pe cocina i-a spus. Ei, de cine? I-am mâncat de ei. Bună dimineața. Dobro jutro, Lucia. Lasă, uite și pe bună dimineața. Nu, mi-e vrea doar cu domnul. Vecinii aniversarea noastră, soția și cum ne avem 25 de ani de căsătorie. Caja, nașa, poate să lăsă domnule braa, cu domnul porul de aici. O, ce? Am făcut mâncare bună, hai, nu pas, să ne mă nu-i țină, vreau să vorbești cu noi. Îi vrem și cu domnul Hanu, hai de tot ce chestia la. Mulțumesc, Nam. Da, ne fala nici în vreme. Eu m-am inspirat și am deschis mâncarea. E bun, mi-ai dat așa că să-mi lasă. Și am spus, băi, acum ardei un plus. O lăsă-mi apoi și după ce mă ardei un sașa. Da, imă mă. Avem sarmale. Cine de paprike, sarme, salate. Sarme, soare. Avem baclava. Imă mă, baclava. Și în timp ce deschidea mâncarea, de ce m-a deschis cura așa? Eu ne lăsă-mi au doamne grișa. Și ne-ai un bun grișa. A, poate să... Deci, ok, hai că vin o jumătate. Poate restul te acaca, mă rog, care case. Să ne vadă la uita, poate să se vadă. Hai că vin o jumătate. Hai doar să se pot lăsa. Și când a venit, am spus, băi, vine în casă, nu mănâncă nimeni fără rugăciune. Avea că de urmă și cu pelea, ce nici o rugăciune. Ne iei de tot se ne doar. Eu nu mă rog. Deci o problemă, închid tot timpul mă rog. A, nici să zăpări eu ce iau ce se mă rog. Ăla, închis ochii? Unii zăpări eu. Și zice, spune-mi pentru ce să mă rog.
Îi cași zași că se moară. Nu știu, nu merg la biserică. Aia mea e multe bune să-mi dă așa. Familia mea, suntem separați. Ești mă separați. Soția nu mă cu mine. Sutrugă ne răzbava. Copiii se nu mai petrefoși cu fie. Să amă cu noi. Și toate pentru familia. Da, acolo am molit să mă uit. Asta s-a rugat pentru familie, pentru mâncare. Molit să-ți dat porutițu. Am mâncat. Iar și ce vecin în votul, acum deschis un restaurant. I ca și eu în Isto. Restaurant. După ce au mâncat, era și au ochii mă duc acasă. I ca și ca suier, i ce vor spune, hai să-i jucăm. A, mă nu, ca să ai premiul o dintre și cum ce trebuie să-l zic. Ce facem? Suntem adulți copii, să-i jucăm. A, nici copii de aia să-i jucăm, așa de aia. Când e ultima dată când ești bani? Ca și se poate duce aia. Când eram în calci. A, are și o poală jucat să-mi vede. Hai să-i jucăm un joc. Hai de iar, măie, băie. Nu am. Ne, hai o oră. Hai de iar, nu am. Ne rog, dragi, nu m-am inspirat să negociez ca Aram, dacă ar fi 40, dacă ar fi 40, dacă ar fi 30, dacă ar fi 30, dacă ar fi 40. Și dacă mi-ai luat-o din spirit să te stănea ca Aram să nimi pe gova Aram. Acum uite ce te trebuie să te trebuie să pe și ce ok, nu o oră, 45 de minute. Hai de ce trebuie să pe etnie. Nu am. Ne, ne, nu. 40 de minute. Ce trebuie să nu am. 35 de minute. 30 de minute. 30 de minute. Repoala asta. 15 de minute. 15 de minute. Am 10 minute, spui că n-ai timp. 10 minute. 10 minute le pierd oricum. 10 minute ce și mai cu ești copii de milor. Ei, 10 minute, dar nu mai multe. Hai de 10 minute ale nervii. Și ce mai? Deci eu când mă joc Monopoly, îi bat pe toți. Ia că dintre Monopoly ia să facă pe jet. Deci eu mă joc. Ia îi gubiem. Niciodată n-am pierdut un joc. Ni să ne zgubiem iernă. Dar mă zic că dacă îl bat, ăsta nu-i place și l-am lăsat să câștige. Când a ieșit o cuci, a plecat fluierând. A ieșit o zvișduci, zvișduci. Când a ajuns acasă, a zis, stai că o cuci. Îmi trebuie ce, băi, ești bolnav? Când te-ai lungat de asta, el îți bolnav, stai tu. De ce? De ce niciodată nu am zis fluierând? Nici nu știu nimică de te zvișduci. Și ți-a fost la vecin, mă, în care a zis, vii să-mi pot la putere de smânia cu ei, nu că ajutam. Ești să zic, eu sunt. Dar în a plăcut ce mult, în ea niciodată n-am avut asta în indică doctorului cu fost nicotină în inima, nici ai început cu jiva. De dimineața până seara nu mai muncă, stres. A auzit la două beceri. Asta a fost o zi sau o stres. O, e o trage de-am. Nica, viitoare, mă duc iar. Ia mi-e jucă. Ia mi-e jucă. Fericirele, ele mă pună, o apă ce vechi hrană. Copiii nu fie gărate. Copiii ce puteam să le mici noi? A, vrea să faci o hrană. Și mâini mii și ce? Da, cum mai mult. Haide. Urcă sus la etaj. Poate să papele fi și ce te-am auzit copii, copii. E ca să supru că ea. Copii, mă vezi cu tine? Că cu mine nu mă vezi. E ca să mă supru că a vezi să tomă un covrea. Păi ea nu se am fost la vecina. Bine să-l cut cum și ea. Deci asta, duci cu ială ea. E lectură baclava foarte bună. Bună, iernă. Colaci baclava. Și atunci, pe aceea ne-a jucat jocul. Eu nu-ți mă igrăli. Și tu ți-a zis, bă, tu ești nebun, te duci. A, mă, dar ce tu spui lui de ori, ți-i greu să stai, ți-i greu. Și ce da, și mă duc în cartitoare, ia și... Da, e tu ce ai să iei ține de ele. Ce te vin și eu? Am dat de mi-a. Mica Victoria s-a dus toată familia. Mie este ce ne dede sub bine. Mica Victoria era la Corunița. Mica Victoria era... Eu la stele ce ne dede mi-a. Spre se rugau, se rugau, se jucau. Se ieri, e vira lui. După șase ori. Nacon șeie. Asta se duce să-i joace în golf cu oameni și în bogat. Tot zice, dar capul să-l gira de să... Bogat în bogat. Și spune ce? Familia mea... E numai Corunița. E din nou un club. E pundă cu ieri. Soția mă iubește, mai tare zis. Mi-a bolii vișe de bucat să mă se uză. Copiii vorbesc cu noi. Nu ai dat să prici răzbunare. Ce vreau să n-amă. Ne-am luat ce. Păi la ce consilier te-ai dus? La ce? Cancer. A, pot cu că s-a aflat că se ce vreau la nici un lucru la vecinu. S-a zbiri micul de ieri. Domnul în care plăcească. Cum și ei am zis. Cum și ei jucă. Bolă de spus de igra. Ce voi ești nebun? Ce zic cu lor de aia? Ce voi nu pasă ce crezi tu? Nu e nebun așa. Așa că mă duc mai departe. Ia ce aici da mă-i dai. Și voi și eu cu soția nu sunt de mine. Ai să vin și eu? Ai ia să vă 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 să vă
Au început să pună întrebări. Poate ei să te pitali, pitali. În fiecare sâmbătă ești la costum, ești mașina, copii. Tu poți o gheri, uite și tu bei, tu te rogi, tu mănânci. Tine pilești, moli și se ne explică. Adică și tu. Asta a sunat pe mine, se răspunde să faci și de starea omului moarte. Eu am mers vama, dar mă rogi și vreau să ne mărtui. Profesia de 2003, și tu ești tu. Nu ne spune nimic de asta. Ești de Cristo, dar ne lași. Lasă-i să te mărgi. Neka samo oni to traže. Razbijali te putin i te putin. A ti im uvek pomalo daj. A ja nam treba še sam puno. A oni mi je... Spune. Da kaže, ne je štijao kada sam puno. A da spune. Ajde, kaže nešto. Ok. Ajde, dobro. Încă vă câțiva ani mai târziu, Napoli Bank Valdina a aportat peste 70 de milionari. Preco 70 ovih milionera smo câțiva. A adunat câți bani? Nekoliko godina. Muncă. Rad. Cu răbdare. Trpljenje, uvjećune, molitve. Da se formato visetka nova. Da li se formirala nova cena? Da, počela se krasa. Koja je počela da raste. On čine je dintre dinastra? Svako, među nama. Koja se lukala u većini? Može negdje kod svog višnje. Kod roči, sa u pojine, sa u... Da, na običnim stvarima, hlebom. Roši di vegino. Sa paralizom. No? No? Kastravec? Sa kastravcima. No? O pojine. Hvala, niște prăjituri. Nekoliko kolaži. Și pitați la masă. Pozovite ih na ruče. Cât trebuie și pentru veci? Koliko se moliš să spune comoșie? Ce înseamnă să umbi cu Dumnezeu? Să mergi la biserică și sabatul când scumbaia pe nici acasă? Și dar tot znaci ici cu Bogom. Da se moliș de ineștiu tău cu sumă, tău pe-o scumbaia și să radi scurt. Dumnezeu te-a chemat să servești. Bog te zove de sluși. Dacă nu servești, ako ne sluși, tu nu ești un ucenic. Ti nisi ucenic. Fariseii mergeau la biserică, se rugau... Fariseii se uiși în felul cui, mali. Dar nu interesa de nimeni, de cât de aici. A, de nicocă se nici o zanimă, lăsamu să scamă. Un creștin adevărat spune să se naște în Împărăția Lui Dumnezeu ca misionar. A, pravi creștinii, un e tot, acu e misionar. Trebuie să zici așa, cine nu are pasiune pentru a salva sute de pierdute, e acolo la clasă, cu nema tu pasiune să spasava, e dat a fost dușa, e acolo sunt creștini. N-a fost niciodată convertit. Nici niciodată bine obrace. Atunci când ești convertit cu adevărat, când să fii bravo obrace. Te doare pentru oamenii care chiar așa cum doare pe Iisus. Bolite za ljude koji gin kao Isusa. Te roși pentru ei. Moliš se za njih. Te lupti în rugăciune. Moliš se o molitvi za njih. Și cer Dumnezeu înțelepciune. I traže Dumnezeu să lucreze cu ei. I traže să-L Boga mudrost da On radi za njih. Tu ești misionar. Prepotent. Ti si misionar. Dumnezeu te-a primit să lucrezi. Bog te poslao da radiș. Asta e introducerea la predică. N-am început încă de lucrare. Păi să mă uvăd să aproape. Deci nu e zapăcioară. 73 de scări și asta nu mai bine. Păi să mă nazlor. Nu mai ținem. Ce înseamnă nasă? Ce se face? Mai ținem predica sau o lăsăm? Facem o seară, dar facem o proapă vedere, dar o să ies o seară, cu post. Citește sfârșit. Ok, proapă, proapă, dedicaș. Nu știu dacă ești încet, nu știu. Hai, ne pochișeți ceva. Auziți, noastră, câți dintre noastră vrea să fie cer? Vreau să lasă-le cu un nervul. Ce la urmă? Ori e nedumnezeu. Auzi ce spune Iisus în cer. Am știut dacă aș vă... Împărăția lui Dumnezeu... Boje țarstvo... Este ca 10 fecioare. E ca o dese de devoiaca. Împărăția lui Dumnezeu este ca 10 fecioare. Ca o dese de devoiaca în țarstvo. Câte sunt? Colcă sunt din ich. Câte sunt? De ce 10? Dar știu dese de ce nu 12? Dar știu de... Ca ucenicii. Ca ucenicii. De ce nu 7? Ili sedam je također... Deći je deći. Zašto deset? Kad mi vjerujem i dan te pravi. Jer nije nešto slučajno u Bibliji. Na momentu u kada Isusa se zeće, to ti Izraela oštiće znam. U trenutku kada Isus kazao deset, svi u Izraelu su znali zašto. Jer je puna skrisa. Jer piše pravilo. Preot je skidvao tura, gledao na templu i venjao alci. Se sveštenici smenjivali, išli u ham i drugi se kaže. Načalo mi grupom ne izveće. Išlo je njih 10. Pa no, no. Ne 9. To išta? Ne 12. Un grup de 10 pleca și alt grup de 10 le lua locul să se lasă în tăi. 10 e ișla, grupul 10 se lasă. Deci când Iisus a zis 10 picioare, Iisus e cazul 10 de voi. Tot au știut, e vorba de a servi pe Dumnezeu, de a lucra pe Dumnezeu. Iisus znali de aia reci slujeni în Domnul. Deci Iisus vorbește de cei care trebuie să servească. Bog, Bog, e onima cui trebuie să slujești. Cei care au venit talanții.
oni koji su dobili talent, što oni folosesc talanti, alții nu folosesc. Koriste talentele kine. Și care îi folosesc se mori și care nu îi folosesc chiar nu. Koi koriste svoje darbe, oni su spașeni, koi ne nisu. Deci erau 10 fecioare. Ale 10 de voiaca? Chemate sergat. Poslane na slujbu. Mi se zice, veni și voi indiana. I on kaže, dođite vi u moj vinograd. Erau fecioare, ce înseamnă că erau fecioare? E sad to znači devojke, to jest... Înseamnă curate. Chiste. Pur. Чисто код. Ми не говорим де фемеја ди на буханист проституата, чи говорим де фејчуара. Ми не говоримо о оној проституја. Кај не фејчуара. Демита. Не бисерика апостата, чи бисерика од Мезеја. Пала црква, не бу Боже црква. Че не се че ерао мбркат пенал? Ове десет су од Мезејаво облучене. Че са то значи? Хајна не пријанирили Христос. Бела хајна правде Христове. Аveau лампи? Имају лампе. Че са насла? Sau tu znaci? A? A? Zice, cuvântul tău, în Psalmul 119, să drepte 105 să caje. Este o lampă pentru... Rege toia? Zice, că noastră voie... Psalmul 119, nu așa zice. Da, da, să drepte este. Dai ochii să lampă, cum ai zice. Cuvântul tău este o lampă pentru picioarele mele. Ti si sredesc ca mai mare. Dar aveau foc în lămpi. Ale și imele vatre. Ce înseamnă în lampă? Sau tu znaci? No, rendeu. Ce s-a făcut? S-a dat și vatra. Păi zice acolo, în Proverbe, era o zice o pricea, mă. În Proverbe zice așa, Proverbe 6. Pricea 6. Zice, poruncile tale tvoie zapote sunt o lampă și un foc. Su lampa e vatra. Ăștia nu numai că aveau cuvântul lui Dumnezeu, aveau și cele 10 poruncile. Ne dă-i înseamnă regi Bojiu. Ce biserică are cele 10 poruncile? Tvoia trăpa ima de asta. Ok, mai departe. Da, e. Avea ulei. Ce înseamnă? Ulei, așa tot znaci. Duh lui Dumnezeu. Boži Duh. Și așteptau să vină în ele. Ce biserică așteptau? Ceca e un mladoženie. Și atunci, coia trebuie ceca? Sunt de cine vorbim aici? O come mi-o de govorim. Coia trebuie ceca Hristul de alăză. De noi. Mi. De biserica lui Dumnezeu. Boži trebuie. Ci, de așa nu e adventist, asta ce înseamnă? Tot, dacă o zonem adventist, așteptător, nu? Tot znaci, ceca o zi. Ce picioare așteptau? Deset de voia că ceca. Acum, vreau să vă întreb, cât erau înțelepte și cât erau demoni? Colico e subire pametne, ludre, și colico nu... Aia înseamnă că jumate din biserică e înțeleaptă și jumate nu. Ah, tot znaci, vreau. Haideți să vedem, poate să vedem, nu? Înțelepte și poate și era special acum, dai să vedem. Haideți, pe modeli, mă poți să ne conțeam. Care era deosebirea între ei în parabolă? Aia razgrica pentru nimă în plinci. Și unii și alții erau îmbrăcați în alb. Obe grupe sunt obucele în vechi. Și unii și alții au lampă. Imai un lampă. Și unii și alții au foc. Imai un vac. Și unii și alții au ulei. Imai un uia. Și unii și alții servesc. Ierne drugi servesc. Și unii și alții așteaptă. Ierne drugi. Și apoi ador. Câți ador? Ierne drugi sau tot ador? Sunt zaspale. Câți ador? Colico e Sos? Păi, deci și-a înțeles adună. Dar unde ați o iei nu, de zaspa? Păi aia înseamnă că toate biserică de bani. Aaa, tot znaci de țara trecă spală. Uite ce scrie aici, să vă dau aici un paragraf. Am zis un modern paragraf. Zice, prin ucenicii care dorm, este reprezentată o biserică care doarme. Putem ucenica care spală, e un prețat de la ea, târpa cu aia spală. Și când e asta? Chiar înainte de revenire. E tot prețanii de la ză. Deci e că biserica, târpa, înainte de revenire, predolăscă. Când a venit să fie cea mai trează, a vibrăva. Uite, n-ai mult de aia spală. E un timp când este negură, tu e magla. Și când dacă dorm este periculos. Iona e acoperă. Iisus este la ușă. Iisus e la bratima. Bărbați și femei sunt în ultimele ore ale harului. Ludii ieșeamnă s-o uposănem între ultima ore. Și totuși sunt nebuni. E ipac sunt... Lipsiți de înțelepciune. Ne dostăi în mult. Dorm. Pavel. Și pastorii n-au putere să-i trezească. Pastorii ne-ai mai usnat. Pentru că și pastorii dorm. Propune, el e pastorul Pavel. Zice Domnul, princii pastori, ascultați cu atenție. Îl spui și aici pastorii. Pastorii dorm. Pastorii spavel. Pentru că oamenii se trezească. Doc, pastorii spavel și propoveda în ludimă de se trăgut. Câte au vezi, Doamne? Bunicul iubi spavel. Tot. Și ne iubi și pastorii. Și vedeți ei pastori. Nu mai eu nu dorm, sunt sfânt. Sau mi-a ales pava, mi-a să mi-e din ispit. Așa e? Sau nu? Că te-ai dat, nu? Și eu dorm!
Ia să spune acolo. Ia să mă nu zic că nouă domneau și Pavel Boia era mea. Ne zice David Spavă, eu Pavel Boia e bună. Zic că tot domneau. Care zi Spavă? Păi eu nu domnul la mine, sunt ce așa. Ia ne spune. Și mă urmă, nu asta uite că se scrie. Îi vidim din vii, vrează-te bun. Ia tu și cum dorm? Ca cum e tot Spavă. Dacă nu dați să scrie profesie. Acum povede tu duc rolul ăsta. Scrie s-o aici. Biserica Antici se pare că lucrează, e paralizată. Cerpa ca să se trebuie, că discretă, dar e bună, e paralizată. Ea le-a atras atenția la alte lucruri. Sotul ăla e primul copaj, e primul copaj. Și tine ca rog, e atât de ocupat. Ea și ca o rolă tare cu o... Cât să nu le observe semnele revenire. Dar ne prepoznem znake doar asta. Știm ca și cum ar dormi. Îi zgădă caudă spava eu. Și ce zis asta, s-au obișnuit cu semnele. Îi caze, oni sus, toate cu obișnuiele din znaci. Dar nu mi se pare nimic deosebit. Dar îți dau niște din znaci. Și nu își dau seama că Iisus e la uși. Îi ne scoată eu de Iisus ne vreau. Până atunci când vine. Și atunci va fi la Iisus. Tot ne doge. A că două ce-am de aici. Nu e neapărat că dormim fizic. Nici niciun fizic că suntem adormiți la realitățile prin care trăim. Nismă, nesăstii realul cu la urgența timpului în care trăim. Hipnostii o vreme nu conducere. Când ar trebui să fim cei mai concentrați pe pregătire. Trebuie să fim mai concentrați să ne concentrați pe alte lucruri. Nismă, concentrați să ne în altrui stoare. Dormim față de realitățile care le trăim. Spalavam o odos în realul cu prozima. Suntem, avem atenția în alte părți. E în așa pașă, e în altul este anul. Nu la pregătire. Ne la pregătire. Mai mult decât asta. Eu și nici așa. Când era furtună, când e bura, ucenici se luptau. Ucenici Iisus. Iisus dormea. A Iisus spava. Nu-i așa? Și dacă vă uitați acolo, spune că Iisus dormea. Iisus spava. Pentru că el știa că este în mâinile Tatălui și e în siguranță. El e zdau, dar e bun și orice ne-i vrut că mai e sigur în ăsta. Pentru? Era în pușcărie? A, pentru că e un uzat, că nu dormea. Spava. Spune-ți că aia față era apostolilor? Nu, 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 că dormea pentru că a știut că este sigur că e mâna lui Dumnezeu. Unde e față tu proroșul spava, o dă-i mă apostolul schimbă, e sigur că nu dai în pușcărie. Ce înseamnă să dorm? Ce znaci că să ai siguranță? Dar nu știi sigur. Suntem atentiri. Avem adevăr, suntem biserica lui Hristos, cunoaștem doctrinele, nu e o doctrină, o siguranță falsă. Adică sigur că... Și vine Domnul, plașa. Plașa. E Bosco, două zi. Și te aștept să vină un pic. E tis, ce ai răzut de spate. Și Iisus spune, nu mă cunosc. A un caz... Nu, dar noi suntem adevărat. Ia vă adevărat. Adică mă adevărat. Adică mă adevărat. Imi mă este. Noi am mâncat tofu, Domnul. Nici mă, Gospode, el e tofu. A un caz e adevărat, poți o semnanță falsă. Tu e rălajă, zi la biserică și știi doctrinele, crezi că ești ok. Ti miscri și acoznași doctrinele și să te rupi să vă rădui. Am paragraful aici. Să vrei că e mai mult. Exact, vreau să citiți. Ia ce am pofajat. Și zis au confundat formele religioase ca să se rămâne cu zameniului. Corelație personală cu Dumnezeu. Religie este reală, știu să spară un trabă. Pentru că fac toate formele, poți tu cine sper. Nici credea sus prea. Dar de fapt ei nu cunosc pe Dumnezeu. Ale suștinii ne poznă în Boga. Deci cât dorm? Holico, nici spava. Tot. Sfic. Și înțeleg și... E mudră, e mudră. Și ceilalți. Și după aceea zice, se aude strigă, iată bine, bine, bine. Ioana se ciuie Vica. Jelic doar zi. Ce este strigă? Stai ca Vica. Spune marea luptă. Evenimentele și crizele finale vor fi strigătul care vor trezi biserica. Poți spune toată ce ai cebit, iznații cebit, tai bica. Covid. Covid. Războaie. Ratovi. Toate astea care se întâmplă mai mult decât oricând. Mă povestu să fii văbit și negoică, da. Sunt strigătul care zice. Tu e bica. Adică economia menologică, politică. Economia e propană. Ura oamenilor au ajuns să se urăsc prin jarnia. Dragostea care s-a mișit. Nu mă se ochii au fată. Toate la un loc, toate evenimentele astea. Păi, e tot. Sunt strigătul care ne trezește și spune Iisus vine, Iisus vine, vine pe Iisus. Două la zi, mire. Dar acum, întrebarea e cât se trezesc? Numai ai ieșit în două. Sau și ai nebun, cât se trezesc? E colică să mii budi, sau o lude mii mudre. Toți. Si. Frații mei. Dacă vreau. Până la punctul ăsta, momentan împreună drum și de China și nu-i nicio deosebire. E jito e cu colzaie. Nu-i nicio deosebire între înțelepți și nebunii. Că e izmergenic.
mudrih ljudi. Toți suntem preună în biserică. Svi su jedni, svi, svi drži zbogu, svi plăci, svi se mole. Nici o să fie. Nema razlog. Toți ador. Svi su zaspati. Svi su se probudili. Da, se întâmplă. Ali sad šta se trezesc? Se trezesc, fac un lucru extraordinar. Ali kada su se probudili, jedna potem da. Că s-au dus, tu trebuie de la, tu să... Nu se trebuie. Cum ce? Să înmărească. Să ajusteze și tine. Da, păi ia ce-i un alu telantă, după ne sfetă. Așa spune Biblia, când s-au trezit, când a spus se probudi, s-au dus să ajusteze lampa. Au trebuit să poiața e o lampă. Ce înseamnă asta? Și atât znaci? Înseamnă că au crezut că au ulei în lampă. Iar suverovale de ei mai mult. Că când n-ai ulei, nu mai ești util. De ce știi de poiața la japonez? Că ceva se face cu... O să zicea, mie au crezut că au ulei în lampă. Oni sunt mizuri de ei mai mult. Deci asta înseamnă că ei sunt în biserică. To znaci că sunt... Ei cred că au Duhul lui Dumnezeu. Duhovo. Și nu știu că de fapt Duhul lui Dumnezeu nu e cu ei. A ne znaju da Duhul Gospodin nije sa njima. Este cel mai dureros să fii în biserică. Najbolnije biti. Da nu vorbim de aici. Mi ne vorbim o lima izvan crte. Să fii în biserică. Da budeš u crte. Să fii în zai prezența lui Dumnezeu. Da vreuriš da imaš Duhul Gospodin. A da ne ești. Ce prezența prisutnost. To je najžalosnije. Păi cum îi cunoști? Păi și cum produci roada Duhului Sfânt? Cum faci? Acolo de imași roadele Duhul Sfânt. E foarte simplu. Tu e enă stă. Dacă ești măr, acolo e iadul. Și vrei să faci banane, îi faceți de imași roadele Sfânt. Nu să te până mor. Nu mojești da se trudiși pe coate. Poți să încerci până mor. Mojești do smrti da se trudiși. Nu mere faci. Ali necești ucine. Poți faci mere mai mari. Mojești să mă crup. Mere mai bolodate. E o. Dar nu faci banane. Bolje jabuke, ali ne banane. Da spraviš banane, ne treba se ti banane. Ako hoćeš da imaš banane kao rod, mora da budeš drvo banane. Tu nu poți om să faci vlada Duhului, trebuie să fii Duhul Sfânt. Ti ne možeš čovek. Da nu-i vlada ta, e vlada Duhul. Rodovi Duha. Așa se vrește, vlada Duhul. To se zove rod Duh. Dacă vrei să produci vlada Duhului, trebuie să gândiți Duhul lui Dumnezeu în fiecare zi și Duhul lui Dumnezeu în tine produce roada Duhului. Ako hoće da imaš rodove Duha, moraš da moliš, da se moliš Duhul Svetului, da On u tebi proizvede roada. Degeaba încerci să produci roada. Zabadava se ti trudiš da imaš rodove. Roada ce produci Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Rodove ce și imati samo tata. Datoria ta nu este să produci roada. Duhul Svetului živi în tebi, nije tvoja dužnost da imaš rodove. Duhul Dumnezeu în tine în fiecare zi. Da pozoveš Duha Svetului. Și prezența Lui. Da je njegovo prisustvo menja se. Hristos în voi. Hristos uvaza nada slave. Auziți acolo, zice, au încercat să prindă lampa, să se ajusteze lampa. Păi poți lui Iisus da-i pui așa avea Iisus. Și atunci de abia și-au dat seama că n-au ulei. E onda sus, zapra vă spate de ne-ai mai mult. Păi frate, au avut ulei înainte. Păi ima Iisus ulea la așa. Pentru ne. Când s-au pogezat, tot au avut ulei. Sfisul ima lui ulea. Tot au avut lampă. Sfisul ima lui ulea. Tot au avut lumină. Setlusti. Dar ce s-a întâmplat? A mișat se tot odiul. Păi când eram eu așa tânăr, că să ne-am viut acum la Andresa Mare, ieși un pastor, ieși cine de sus, la Dima Ițăr, cu pastor. Și acum e un grup aici, sper să nu știu ce trebuie de mine. E unde e la primăvără de legea cu... Mi-a spus pastorul, hai să vedem cine trece la cu tehnicul. Dar se lege un rând, îi zice pastorul, hai de cu cine trece o aia iezero. Păi, fratele lor, la cu tehnicul e mare. A când primești... Te depărtezi de mal... Odvaiați-te o dobă. Mai departe, mai departe, jumătate o oră... Două sacramele... Nu mai vezi nici malul ăsta, nici malul ăla... A oră de rând, și mai iernă... Vezi cu apă. Iernă obă, nu salvă... Și mai înoți o oră? Mai înoți încă o oră? A când primești... Și nu vezi nici... Eu sacramele... Și nu știi, băi...
Merg înainte sau ca Israelul, merg din cercuri? Dar așa ide, ne trebuie să vrătim un lucru. Și acolo, pe grupul nostru, erau următori buni. Deci sunt dobri privarci, sănătoși, zdravi, cu mușchi, sănătoși, condiție fizică, dobră în fizică, sănătoși, bun. În privarci, doar. Eu sunt cel mai slab, între toți. Aia sunt eu mai nespremnic. N-am viteză, ne-am întârzit. Nu sunt bun, am o... Ne privăm, dobră. Dar am rezistență, nu obosesc. Are leu. Dacă mă duc pe munte, pot să merg până mor, nu obosesc. Că dintre lucrătoare, ne... O, vede de cocoși, ne-au umar. Nu știu ce înseamnă obosela. Ne zic ce zice tot. M-am văzut cu energie. Ia să-mi se rodi, eu să ai energie. Dacă mă pui să stau jos, mă îmbolnăvesc, nu pot să... Aaa, cu mirajul de set, ne viau și să războale. Și când i-am băgat din apă, e care să mă mușă un bani? Iar înainte de asta, am gândit cineva, zic, cum fac eu să termin? Să nu lăsa nimic să-ți distragă atenția. A pokaže sami nemoj dozvoliti ništa da ti privuče pažnju. Sai un o țintă și nu o țintă. Imaš cilj i tamo jedan cilj. Să ajungi la capăt. Da stigneš na kraj. Și eu ca să-mi țin ritmul, ia da držim ritmul. Am învățat de la o rudă cu bicicletă, ia s-a învățat. Navica, nu, nu ce obiectul că face, ce am luat cu bicicletă, când era mic și mi-a spus. Bicicletă, ca să mă văzări mobilii mari. Nu mă lăsau când pe ceva minte și каже треба нешто усети да будеш у ритму. Па богате на кој шамочи пуса кнти. Јас сум пушал за тоа воду и почнав да певам. Не нашта тун кави. Земја рада спича на кастена. И ја прибра. Шино тоа си рака во виде со мама. На си остане со тие маси. Јо камеру. А ја s-au dus înainte, ei au zis foarte șuna. După aceea au zis, se urmează, se ustării de sau. Nu rege. Hai da, 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 la un moment dat au început să obosească. Hai să se moară. Unul cu domnul s-a oprit în barcă. Iedă cu Iedă să se pună la popelii. Eu înainte. Pam-pa-pam. Păi eu s-a oprit în barcă s-a dus. Pe Sfisul se-a unui popelii în ceamnă fi al pește. Peste 5 ore am ajuns și eu. Aia s-a dus. La capul tu celălalt. La pe... Mi-a spus că s-a oprit picolă. Pastorul barca mă gândește și zice, hai mă, hai și tu în barcă. A, pastorul meu zice, hai de ce e popelii să ne știi. Mi-a zis de treabă, pam, 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 pam. Mi-a zis asemenea că asta mi-a luat, niște lipcine. Pam, 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 pam. Ai, de fapt, să-mi ceamă. Eu? Pam, pam, pam. Ia. Pam, pam, pam. Zice, fiu să mă bată, că mor aici în apă. Hai, după umre, ce șor de-o bătă. Vă lăsa să mă bată. Ai, eu sunt minunit. Mor, mor, trebuie să te bătă. Da, umre-mi, umre-mi. Înainte, pam, 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 pam. Exact. Pam, 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 pam. Care e diferența dintre cei pierduți și cei mântuiți? Mă, aia n-are că îi zice, îi zgubie, îi zice, pas. La început, toți când se botează, toți au mers. În apocei cu slicul, îi se câștrava în sus pas. Toți au foc în ei. Fii mai un pas. Toți țin slava cu trășe sub bătut. Toți merg la biserică. Fii de un țărâc. Care e diferența? Cum era? Mă, aia n-a zis. Spune-ți o altă diferență. Se trebuie ca și cu aia. Zice, în timp, uvrind cu atenție. Pasul vă slujete. Fecioarele aveau lampa. De-a vechi sunt imale lampa. Am poze cu lampa, e foarte mică. E de lut clăi. O de lâine. Foarte mică. Și ulei o lampă durează 4 ore. Mă, avea lampă, e ce trisată să mă ulea. Și avea un lucior, un container. E noi suie în bachi? De lut, de clăi. O isă de lâine. În care intra ulei de rezervă. Ulei e vină, ulei e rezervă. Care dura, uleiul ăla dura 8 ore. Tot ulei e 8 sati. Uleiul din lampă 4 ore. Uleiul ăla duce. Ulei din rezervă 8 ore. Ulei e rezervă. Săptămâna 12 ore. Tot toate sati se vedea. Ca se crea pe noapte. Dar proge noapte. Spune așa în istoria iudaică. E ca și în istoria iudaism. Spune că drumurile erau încurcate ca un labirint, ca un maze. A dat sunt tu te ridici ca un labirint. N-aveau nume.
nema trase. Spreste nu avea un nume. Puterii nema nici. Dacă locuiai în oraș, știai drumul. Ako si în gradul, te strași. Dacă veneai din afară din alt oraș, nu știai drumul. Ali codulce izvan grada. Ziua era foarte cald. Iaco e vicină mie. Am fost de multe ori acolo. Eu sunt mnogo puternă. Când am fost acolo ultima dată, erau 62 de grade la umbră. 62 stagele ai bilo, ca să zani tu bilo. 62 de grade Celsius la umbră. Cu hladul 62 stagele. În momentul în care mi-a spus președintele de conferință, că dacă mi-a trezit Nicola Tirea, și dacă ești din mașină, acolo e 10 și 10 minute de deshidratez bol. Fice, 10 minute de extraordinar și treceși. Da, cu mincenii. Și mi-a spus așa, iar noi nu avem lunțile ziua, le facem noaptea când ne răcoare. Zato mi ne mă o daniu zvarte, le gonoci. Lunțile le făceam noaptea. Noci zvarte. După două, când era răcoare. Nacon doar, că e sfrejul. Păi drumurile încurcate, atent, mrășele la urme, bezi imena. Nunca se face noaptea, svadba noci. Păi cine venea din alt oraș? A, e ca de tot de drumul, grada. Se încurca. Da, ce se pierdea. Și spune așa istoria. Istoria ta. Adulții pregăteau munta, au drasle sub pripremi. Și tinerii luau lămpi și ulei de rezervă. Lampe. Și mergeau de la intrarea în oraș. La fiecare intersecție, fac un ascăsniciu până la sala de nuntă, bun sfat bine să se lumineze care. Dar o să fie de la ca niciunul care vine la nuntă să nu se pierdă. Dar se nicone, izbogi iervit și sfatul ăsta de. Și tu ai spune în care stau ce vreau să zic, parabole. Este trebuie ca și un parabolă, mă? La pagina 104, 105, 106, 107, 105, 106, strană. Că pecioarele, dar vede uiche, trebuie să aibă lampă, iar de mai un lampu. Și ulei? În unia. Pentru un scop. Dar el în ții. Un simplu scop. El în ghedini ții. Să fie o lumină. Dar Budu Sfetru. Iisus le-a spus, voi sunteți lumina lume. Iisus e cază, viste video Sfetru. Viste la copare, amere de șoare. Mulțumesc. Ce înseamnă asta? Că lampa ta trebuie să lumineze. Dar după aia lampa trebuie de Sfetru. Și tu mai spune așa, în paragraful 2. Deci să lumineze calea ca nimeni în jurul lor să nu se piardă. Dar o să fie o constată, dar nici o să ne izdubi o cunică. Deci așa, noi suntem responsabili pentru oamenii din jurul nostru. Nismo, oricum ne zălute oconat. De la servici, de unde locuim. Tu, la postul, deci irino. Și noi trebuie să luminăm încât nimeni din jurul nostru să nu se piardă. Nici rada sfetlimă, dar să nici o nașă locurile ne izdubi. Care e diferența între cele două grupuri? După aia razlică în jur de trei grupe. Când s-au botezat, toți aveau lumină. Dacă se crustine Sfisul, e mai bine să-l dostă. Dar între timp, are un mediu vreme. Au fost distrat, li s-a tras atenție în alte lucruri. Eu jiba ne-ar pașnă, eu atunci când o trebuie. Cum faci cu asta? Cum faci cu asta? Cum faci cu asta? Și încă de la biserică? Are eu șură închis. Încă o lei. Ai o șură închis. Încă o lumină. E o șură închis. Dar lei puțin mai puțin. Are una sfânt. Și la lui e mai puțin. Și la lui e mai puțin. Încă o lumină. Încă ți-l sabato. Încă de la biserică. Și încet, încet mă observă că uleiul e și mai puțin. Ai mine zăpare, eu ca cu ulea să-mi mai. Și sunt ocupați cu asta și cu asta și cu asta. Zavuzete sau omimi sau omimi sau omimi. Domn, nu-mi dau seama. Ispava, iubi, că uleiul s-a semnit, dar se uie, istoșeva. Încet, încet nu-mi dau seama că uleiul lor s-a dus. Poți să pe unii sunt primetri, dar nici o uleia. Grupul înțelept? Nude? Pienele, dar în fiecare dimineață, spune Sfântul Profetic, în fiecare dimineață, anii Domnul Părăsul acasă, ce Dumnezeu îi trezește. Și apoi iutru Bogii Budi. Și pe trepti cu El. E probă de vreme. În fiecare dimineață. Apoi iutru. De vreme, ca Iisus. Înainte de a se lumina. Prende moște serbă. Înainte de a se lumina. Prende moște toți. Pe trepti cu El, în studiu și rugăciune. E probă de vreme, omor fie crucea. Fie cu Dumnezeu. Vreme să doși. Spune Dânsa, își umplu. Ona kaže, oni su kontejneri de rezervă. Su dopunjavali și umplu vasul de rezervă. Dopunjavali tu și în fiecare zi vasul lor e plin. Și sfatul de nana în fiecare zi. În fiecare zi. Marți, miercuri, sreda, joi, săptămâna asta. Tot timpul vasul lor e plin. O vreme, totul dar e plin. Așa cum
telefonul celular tot timpul de schimb. Da, faci telemobil de telefonul vechi. Tot timpul îi sunt plin cu ulei. Da, acolo e o postură. Și tu vedeți, la orice moment vine Iisus, vasul lor e plin. Ei face bine locat de pe Iisus, doar așa. Diferența din cei pierduți, adică de cei și cei mântuiți, îi face un... Nu e că unii nu mai merg la biserică. Ne, dar legi ne-ai dut. Nu e că nu mai țin sabat. Dar ne dorește subătul. Și nu au o relație silnică cu Dumnezeu. Deci ne mai un sacod ne mizare. Se lipsiți de prezența lui Dumnezeu. Ne dosta e prezența lui Dumnezeu. Se lipsiți ne dosta e industrie. Dacă nu ai ulei astăzi și mâine și pe mine, acum ne mai șumă la dană să-l trăi pe mine. Când vine prea la prezie, nu orice ce poți de da, a fi... Frații mei. Brașul mai. Acolo e cel mai trist lucru. Am la nais, strădujnia. Ei cred că au ulei. Veruil de imă în cu. Și Doamne, dar am venit la biserică. Păcă și Gospodă ea de muță. Și aude vocea aceea, cuvintele acelea extraordinar de dureroase. Strahovit, o bolă rece se cer. Părtați-vă de la mine. Udalite să vă nu rog. Ne poți să ai rămas. Și cuvântul acolo nu vă cunosc? Ita rece ne nu e didascalo. Nu este, nu e didascalo. Didascalo înseamnă să ai cunoștințe teoretice. Didascalo face ceva teoretic cu znaia. Nu, acolo e gnosco. Dar nu e gnosco. Înseamnă să ai o relație personală. Atunci e lipsina de asta. Să spune, voi ați mers la biserică? Biserică nu știu. Dar voi n-ați avut o relație personală. Adică mi se vede greu și nu vezi o seamă. Da, e diferența. A, tu erai zica. De aia spune acolo, tăceți și să știți că eu sunt Domnul. Ciutite, e znai de să ne spune. Schimb în nou de taiantat. Tăceți și să știți că eu sunt Domnul. Ciutite, e znai. Nu înseamnă să taci. Îți mai face de ciuci. Și nu înseamnă să știi teoretic. Îi mai face de a znaște. În ebraică e Rafa și Iada. Uiereți cum... Rafa, Iada, Rafa. Tăceți? Ce înseamnă? Nu încercați să vă rezolvați problemele. Caje, ne uite de păcușoare de a reși pe probleme. În engleză, Domnul anxious to solve the problem. Nu încercați, când te duci în prezent la Dumnezeu, nu încerca, Doamne, ajută-mă, poate să rezolv asta, de-am asta, da? Ne, voi poți să reși eu, reși eu. Dar atunci ce să fac când mă duc în prezent la Dumnezeu? Așa, ca o să fie un garaj, că sunt mult de-aia. Iada. Iada. De ce și știți? Iada. Ciutite, Iada. Iada, Dumnezeu lui Adam. Iada, e cazul. Când i-a spus, nu te curcă de cu Sofia și să ai copii. Cazul omul e idilezi, se supră cum de imaterie. Iisus spune, încearcă în prezența mea. Înceată în prezență mea? Să ai o relație. E păcușe de un mori în Iisus. O relație intimă. Ca soțul cu Sofia. Tu e blisc. Încearcă să vă cunoști. Cum o munge jena. Pentru că dacă mă cunoști pe mine, aia e viața veșnică. Acum ne poți ne ești tu, e jimă de așa. Încearcă să nu aibă o formă de credință. Păcușe de nemă să mă formă. Și să ai o relație personală cu mine. Nici nu zaierni. Pentru că numai prezența mea te poate salva. El cămă te moia Hristos. Nimic din ce faci tu nu te salvează. Nici căsătii ce niște ne numai prezența mea în tine te salvează. Moia Hristos mă utebi de spasa la. Asta îi lipsește pe cel lui. Domne, dosta e ludin de lui. Foarte interesant că uleiul nostru de brus. Așa de încet că nimeni și-au dat seama. Interesantă de multă nea o diagonul ăsta la lui. Poste pe nădălișul ei prin ei. Uitați ce zice aici. Fără Duhul lui Dumnezeu, cunoștința teoretică a cuvântului nu ajută. Teoretică, znaie, reci, nepomaci. Cunoștința doctrinelor, fără Duhul Sfânt, nu poate să schimbe inima. Nemeina, sârță. Putem să cunoaștem poruncile. Poate mă, dar znaiam o istină. Dar dacă nu avem Duhul Sfânt, caracterul nu se schimbă. Acum nu am o Duhul Sfânt, că caracter se nemeina. Zice în parabolă, în parabolă, da. Toți 10 au la început lampă și ulei. Nu e nicio diferență între ele. Ne mai la mijlocul biserica dinainte de venire. Dar aia e ca pe țărcă pe toată asta. Toți 10 cunosc Scriptura. Sfii, znai o istină. Dar, alii. Spre sfârșit, unii nu mai au prezența Duhului Sfânt, nu mai au ulei. Neacă imai un precaiu, să nu o Duhă Sfântul. Asta e diferența. Tu ai asta. Auziți, au o relație superficială cu Dumnezeu. E mai pobre și nu s-a venit sus Domnul. Serviciul către Dumnezeu a degenerat în forme și reguli. A slujba Domnului e degenerată la o formă, e adică. Și cred că trebuie să meargă în împărăția. E, dar nu este treaba de urgență să ați slujba. Dar Iisus știe ce le spune. Aici zic că prezența Duhului Sfânt
prisutstvo Duha care putea să vă salveze, care poate să vă spase, vă lipsește, vă nedostă. Prezența Domnului Iisus. Iisus Hristos cu Duhul Sfânt. Ok, trebuie să terminăm, că mi-e foame. Trebuie să zicem că în glată. Ok, ok. Colipa este așa șterta. Trebuie să vă spun cu unul de aia. Dacă Dumnezeu... Ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica din ultimele zile, este pentru că doctrina Duhului Sfânt nu numai că este înțeleasă, ci primită cu toată inima. Pastori și membrii trebuie să se roage împreună și să ceară Duhului Dumnezeu. Dacă nu avem Duhul lui Dumnezeu, ar fi mai bine să închidem biserica. O biserică fără Duhul lui Dumnezeu nu e o binecuvântare, ci un blestem. Pentru că Duhul Sfânt este singura metodă de a primi putere. De ce nu însertăm Duhul lui Dumnezeu? De ce nu predicăm despre Duhul lui Dumnezeu? De ce nu ne rugăm pentru Duhul lui Dumnezeu? Botezul cu Duhul Sfânt, fiecare membru ar trebui să se roage. Și cuvântul ce zice, daily baptism, înseamnă că să fii botezat zilnic cu Duhul Sfânt. Și așa în cartea Faptele Apostolilor. Creștinii se strâng împreună, se roage în mod special ca Dumnezeu să-i boteze cu Duhul lui Dumnezeu într-o măsură bogată. Dar se moră de Duhul Sfânt, ich Christi, Duhul Sfânt, zice, în măsura Duhului Dumnezeu, împlinirea Duhului Dumnezeu, spune acesta, sunt cuprinse toate celelalte binecuvântări. Cât de multe sunt cuprinse în prezența lui Dumnezeu? O lipă e o bucățină. Spune acesta, când Duhul lui Dumnezeu vine, împreună cu El, care Duhul toate binecuvântările cerești. Să nim Duhul să sfii doar cu o bine. Păi să vă spun ceva ce vreau. Cază nești. Să admitem că dumneatare ai o Toyota Corolla din 1973. Noi imate Corolla și ne dați să ne drugă. Vechi. Toyota. Dărmată. Uniște. Ruptă. Strica. Ochidă nu spune. Dușește. Cază nești. Vai de lume. Iar eu sunt tatăl tău. Aia sunt Toyota. Și eu sunt proprietarul dealerului de Toyota. Aia sunt proprietarul. Am și un dealer de Corvette. Aia sunt vlasnic. Și am și un dealer de mașini de Ford. De Volvo. Volvo. Mercedes. Mercedes. Ce altceva? Istaios. BMW. Ce altceva? Iugo. Nu, Dacia. Ce altceva? Nissan, Maserati, ok, Mercedes, Tesla, ok, sunt bogat, am 20 de dealers, imam 20 dealers, mașinile toate sale verzi, va vozile sunt moia, vozile, tu vii la mine și spui, tată, te rog frumos, dă-mi și mie o țeapă de eșapament, că mi-a rușinit țeapa și mi-a trebuit. Ti dojdeš do mene i kažeš da, da daj mi neki djel tamo ili istrule. Če ti poci jednu srednu moć, ja vodiš, a pa među tvoja te mašina, pa ju... Aaaa, ti ne trebaš samo za tim ti ceo tvoj auto. Ti se mu mašina novo. Tebi treba novo auto. Vino se lukres u mine. Dođi da radiš tamo. Si dao to tiro, jel to? I ja ću da ti dam cvelu. To će a njo, jel to? Veš to je tvoja biće. To će a njo, jel to? Veš to je moja, ne tvoja. Da mi dio, dođeš. Poți să conduci azi Porsche? Mă ajută la zărăgie, ok? Sutra BMW. Păi mine, știu, ce vrei tu? Sutra, că sunt așa pot eu. Nu, nu, te rog, dă-mi o țeamă de eșapă. Ne, 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 dai să mai nu țeamă, dar nu zonă. Ok, îți dau țeamă de eșapă. Da. Mâine mi-i spun, dă-mi și un alternator, că mi s-a studiat alternator. Ai alternator, nu e problemă. Bă, tine, nu-ți trebuie alternator, mașina te-a făcut. Nu, 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 alternator, te-ai făcut. Nu, mă, să fii cu mine și îți dau ce vrei tu, totuși. A, trebuie și un starter de sate casă. Da, așa că trebuie cu mine. Dar cum mi se vorbă? Ne ducem și cerem asta și cerem asta și cerem asta. Mi tragem o. Și vreau să spune, ce spune tine, nu sunt lucrurile astea. A, bă, ca așa unul să ce spune tine cu adevărat, e Duhul Sfânt. E
nije to što ti tražiš. Și tu te rogi pentru asta, pentru asta. Dar nevoia ta adevărată e Duhul Sfânt. A prava tvoia potrebă e Duh Sfânt. Și dacă ce Duhul lui Dumnezeu? A, că trage și Duhul Sfânt. Când vine prezența lui, Nervul Hristos. Toate celelalte sunt pe ea urca. Și noi suntem morbi și nu înțelegem nevoia disperată care o dă. Bine, mă, mi spun lucruri cu inauzece, mă, potrebu. Și ochii noștri sunt pe lucrurile astea mici. A mine se vede vedimo samo potrebbe sì. Și noi credem că Domnul vine din noi. Ne, a ne rădune. Și fără ulei? Fără Duhul Sfânt? Duhul Sfântul, da. Nu există nici o fără putere. Ne, mă, nică nu sunt la gimna. Că nu-i prin putere. Nu-i prin tărie. Ne slavă, nu prin șapă ca și nu zahar. Duhul Dumnezeu. Ne silu mi crepă și ne cu Duhul mai. Frații mei. Dragi, frații mei. Zice, primirea Duhului Sfânt e nevoia cea mai mare a bisericii astăzi. Potrebă Duhul Sfânt e mai învecea potrebă Țării Pădani. Nu e nici o limită. Nu e mai grande. Nici o limită. Nici e grande. Pentru acela care face loc pentru Duhul Sfânt în inimă. Zda omul că dovoleamă Duhul Sfânt în inimă. Nu mai este limită. Nu e mai grande. În cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să te folosească fără limită. Că prinzi Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt te coristi bezi granițe. Deci, înainte de revenire, Dumnezeu va revărsa Duhul Său peste biserică și aceasta va fi ceea ce va da putere lucrării mai atârzie. Dacă a fost o țară în istorie vreun timp în care avem nevoie de Dumnezeu, este astăzi. Haideți să închem că timpul a trecut. Haideți de zare și nu mai aveam un proiect, dar nu mai spun. Ima o să mergi noi soare. Frații mei, Dumnezeu vrea să revarse Duhul Sfânt peste biserică. Bog hoce da izdie Duhul Sfântul de Nătate. Iisus a spus fiicilor. Iisus era cu ucenicii. Mai bine dacă plecă, vă voi trimite mângâietorul. Bole, e da ea intervieră și vă poți să tine te și tine. Dar Satana nu dorește ca noi să înțelegem nevoia care o avem de Duhul lui Dumnezeu. Aliun, Satana deja vede mi sfate mâna și potrebă de Duhul Sfânt. Noi încercăm să pirnim și nu reușim. Mi pocușavă nu de astea. Încercăm să ne pregătim și nu reușim. Eu sper. Încercăm să ne trezim și nu reușim. Pocușavă mă de astea. Încercăm să ne salvăm familiile și nu reușim. Dar spasem o poliția nu sper. Încercăm să ne salvăm vecinii și nu reușim. Spasem o pom și el nu sper. Încercăm să creștem biserica și nu reușim. Dar rastă pe alinul. Pentru că toate astea nu se petrec în puterea omenească, ci din puterea Duhului Dumnezeu. Dacă vreți toate să se întâmple, atunci trebuie să toți fete să se dobode. Și să fiți pregătiți. Să vedeți spremne. Și să biruiți. La povede. Și așa mai departe. Trebuie să vă rugați ca Dumnezeu să vă umple cu Duhul Sfânt. Trebuie să-mi molite, dar vă spune. Isteaia Noul Testament zice, cu ce mote te-ai fost botezat? Zatul Noul Zavit Ubeiști. Ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Și ca să vine creștere, Duhul Sfânt? De aia Ioan spune, eu vă botez cu apă, dar cine vine după mine vă botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Eu în regla i-am scrisat la vodă, au ei cu două zi zi anul, mă începe scrisit din Duhul Sfânt și omul. Cel mai esențial, cea mai esențială nevoie care are biserica astăzi. N-ai vecea potreba cu iuțelul pe de-a lăsimă. Este primirea Duhului Sfânt. E primă de Sfântul de Duh. Așa cum Duhul Sfânt a venit la început peste biserica primară. Dacă e prăvit put, Hristos doar și Duh Sfântul doar și pe copră de țărcă. Păi săracii nu puteau să facă nimic în puterea lor. Dar nici de nimeni au făcut. După ce au primit Duhul Sfânt, au predicat putere. A, ca de suimă din Duhul Sfântul, dar Sfântul. Așa Duhul Sfânt se va revărsa peste biserica din ultima generație. Dacă ce se duc Sfântul, pomul izlit din apostole și să pune să ai că cei care nu prime Duhul Sfânt zilnic, e cază să trebuie de unui cu ei, facotnev nu ne prime Duhul Sfânt. Nu vor primi evărsare. Ne ce primi pisimul fotografiu. Pregătirea, primirea zilnică ne pregătește pentru primirea finală. Facotnev na zaide să zbogăm la Sfânt, trebuie zat to izlibăt. Câți dintre dumneavoastră vor să roage zilnic pentru a fi botezat zilnic în măsură de Duhul Sfânt? Câți vor să primească să-și umple vasul de rezervă cu ulei zilnic? Colico vas, jale de ulei, spune voi posul de rezervă. Dumnezeu te cheamă cu dorința de te salva. Bog te zove să jale un dar de spas. Cu lacrimi. Să suzana. Iisus mijlocește pentru tine. Iisus postrelui să te. Și chemarea este ca să fii plin cu ulei în fiecare zi. O zi vie de bune și pun cu ulea să facă bădată. Să fii umplut cu prezența lui Dumnezeu. Să bune și pun prisut prin Duhul Său. Duhul meu în fiecare zi să facă bădată. Numai prezența lui. Să mă negă cu prisut. Are putere să ajut. Inima snagă. În putere omenească? Nu știu snag. Nu nicio speranță. Nu mă nici când are să pun eu. Dumnezeu să te va ajuta asta. Domnul meu. Amin. 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 Oh.
Amin.